Am invitat astăzi alături de noi reprezentanți și al autorităților de management pentru a încerca, dacă răspundeam invitații noastre, să intrăm într-un dialog cu acestea, vis-a-vis de măsurile pe care noi le considerăm importante. Din păcate, sigur că n-am ultima prezență, dar n-am identificat decât reprezentanții autorității de management pentru asistență tehnică. Noi ne propunem în continuare și o să spuneți, probabil, o mare parte dintre dumneavoastră, mai ales reprezentanții presei, ce dacă avem aceste programe, ele nu vor fi implementate de actuala guvernare. Eu vreau să vă spun că avem speranțe prin presiunea publică pe care o compune, că putem să impunem anumite măsuri. Și vreau să vă dau doar un simplu exemplu. În anul 2011 am făcut o solicitare în enumărate gânduri, adevărat, către Ministerul Economiei pentru a realoca, de la o măsură în care nu se cheltuiau banii europeni, fonduri către dezvoltarea investițiilor pentru IMM-uri. Și vreau să vă spun că în 3 luni de zile, urma presiunilor pe care le-am primit, am primit răspuns de la ministrul Alicorn, acea vreme, care, în cadrul comitetului de management, a procedat și a susținut alocarea de măsuri, de fonduri între măsuri, pentru a dezvolta zonele acolo unde avem solicitări foarte mari. Și vreau să vă spun că pe IMM-uri, chiar dacă, în general, programul nu are un grad de accesare foarte mare, pe zona de IMM-uri, acolo unde avem nevoi foarte mari, toți cei 600 de milioane de euro alocați au fost contractați. Din păcate, nu mai avem resurse în momentul de față și pentru perioada următoare, decât dacă realocăm de la alte măsuri care nu au fost atât de populare, ca să spunem așa. Eu să mă opresc aici, vă propun pentru astăzi, după ceea ce o să ne spună domnul președinte Sponta și Antonescu, să revin la o prezentare pe care am realizat-o împreună cu doamna Antonescu, care îi mulțumesc încă o dată, după care cine însă o să vă prezinte câteva lucruri din perspectiva europeană, dacă vreți, cum este văzută România ca stat care a accesat cel mai puțin, și nu numai că a accesat, dar a și plătit cel mai puțin dintre toate țările membre ale Uniunii Europene, cum negociază, sau mai bine spus, cum nu negociază România pachetul financiar 2014-2020, și alte lucruri pe care noi le considerăm extrem de importante și care, dacă nu vor fi luate în discuții în aceste zile sau în anul 2012, probabil că vom avea aceste neplăceri pe care le constatăm în aceste zile și după perioada anului 2013. Dacă vor nimic pe domnul președinte Crin Antonescu, domnul Ponta deja a devoalat mare parte din măsurile pe care o să le vedeți prezentate în materialul vostru. În fine, bine că a avut ce devoala. Bună ziua tuturor! Mulțumim pentru participarea la această întâlnire. Sintetizăm în fond la maxim ceea ce și colegii mei au spus deja. Există două elemente, două concepte, două principii fundamentale de mentalitate și de practică, sper politică, valabile pentru politicile din acest domeniu al absorpției fondurilor europene, dar și pentru tot domeniul guvernării în general, pentru România. Competență și depolitizare. Vorbim aplicat aici de aceste două elemente de filozofie și de practică politică și este marea schimbare, nu e o invenție, ci e doar marea schimbare pe care o angajăm ca intenție și pe care dorim să o convertim în practică atunci când vom guverna. Competență în sensul în care și de această chestiune la nivelul guvernamental și de această chestiune să fie responsabili oameni care să ne spună cum absorbim mai repede și mai mult din fondurile europene. Nu de ce n-am reușit, cu ce guvern dinainte de vină, nu să încercăm din nou niște de imagine pe care să punem funcționari onorabili și cu imagine bună, ca domnul Orban, Donald Orban, fără a face nimic în realitate pentru ca lucrul care ne interesează și care este necesar, și anume absorpția masivă și eficientă a fondurilor europene să se petreacă. Depolitizare nu în sensul absenței de responsabilitate, orizont și program politic, ci în sensul anulării, depășirii partizanatului politic, în fond, clientelismului politic.
Pentru că și aici, și în acest domeniu, noi am suferit foarte mult în acești ani din această cauză, pur și simplu. Acestea sunt cele două elemente esențiale, cred, dezvoltate, aplicate cu ideile noastre, cu diagnoza noastră asupra situației actuale. O diagnoză severă, dar pentru că e sinceră, dar în jurul să ne înșelăm, nu plecăm, suntem în altă parte decât aici, unde sintetic acest material ne arată. Și cu soluții pe care și în această privință, ca și în privința sănătății, educației, mediului, turismului, energiei, industriei, noi le-am avut, le-am prezentat, le-am pus în discuție publică. Victor Ponta pomenea de părți mai mult sau mai puțin polemice ale USD. USD este la fel de mult sau de puțin polemic. Nici nu e vorba în fond de polemică. E vorba însă de faptul că noi nu putem și nu vrem să cădem într-o capcană bazată pe un sofism grosolan. A fi radical sau a fi moderat, a fi tolerant sau a fi intransigent, nu înseamnă să te joci cu adevărul. De dragul moderației, nimeni nu se vede, nici eu, nici Victor Ponta, nici nimeni dintre colegii noștri, nu va spune vreodată, a, în materie de absorbție a fondurilor europene, situația așa și așa. Nu e chiar așa de rea, e bunicică. Așa cum în domeniul sănătății nu vom putea spune niciodată că suferința unor bolnavi de boli foarte, foarte grave, suferință cauzată de deficiențele și nesimțirile sistemului și responsabililor noi actuali, sunt exagerate. Suferințele nu sunt chiar așa de mari, deficiențele nu sunt chiar așa de mari. Nu. Capacitatea de dialog, toleranță, înseamnă să stai la masă, să schimbi idei, să participi într-o competiție democratică cu ideile tale și să recunoști regulile jocului democratic. Nu înseamnă să falsifici un adevăr, nu înseamnă să spui că hoția e doar incompetență sau neglijență, nu înseamnă niciodată să acoperi lucruri care sunt intolerabile și de neacoperit într-o societate civilizată și democratică. Iar acuzația de natură politică adusă mereu și mereu cu înverșunare de propagandiști, de cei care sunt plătiți să facă asta, că Uniunea Socia Liberală nu propune soluții, este contrazisă încă o dată de acest document, de acești oameni, de această discuție și de toate discuțiile pe care noi sperăm să le avem la nivel public, în legătură cu o temă fundamentală legată de soarta acestei țări, în prezent și mai ales în viitor. De aceea, încă o dată, eu le mulțumesc celor care au lucrat la aceste documente, le mulțumesc celor care sunt prezenți la această dezbatere și tuturor celor care, cu ideile lor, cu practica lor, cu experiența lor în acest domeniu sau și în acest domeniu, ne vor ajuta să le concretizăm bunele intenții la nivel programatic și la nivel practic atunci când comunicăm. Materialul pe care o să vi-l prezint astăzi, în numele colegilor din Uniunea Socia Liberală, este structurat în trei părți principale. În primul rând, vom discuta un lucru care este deja o certitudine, situația actuală și poziția României în raport cu accesarea de fonduri europene, problemele care s-au identificat din punctul nostru de vedere, atât am avut acces la documentele Comisiei Europene, pentru că, așa cum știți, foarte multe rapoarte de audit la Comisia Europeană, din păcate, nu sunt publice și nu cunoaște cu adevărat motivele care au fost, de exemplu, zilele acestea la întreruperea plăților pe programul operațional sectorial de dotare a resurselor umane. Și cea mai importantă parte se referă la soluții, ele sunt prezentate sintetic și ne dorim ca prin acest material să avem astăzi o bază de discuție cu dumneavoastră, cei care sunteți angajați într-o formă sau alta în acest proces de accesare a fondurilor europene. Trebuie să facem mențiunea că avem și reprezentanții sindicatelor, ai patronatelor, ai ONG-urilor din România, fonduri care sunt direct sau indirect beneficiari care ai acestor fonduri europene, au aplicat sau vor aplica. Partea ateliei noastre de astăzi, dezbaterea publică, după ce o să rog și pe doamna Monescu să vă spună câteva cuvinte
europeană din perspectiva alocării financiare 2014-2020. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult, domnului Constantin. Am să încerc să ne strâng intervenția pe posibil în așa fel încât să putem avea și un dialog cu dezbatere. Este foarte clar că pentru guvernanții noștri, acesta a fost un european cum a constituit prioritatea zero, așa cum am spus în repetate rânduri, bineînțeles, dădea foarte bine ca și comunicare publică. În opinia noastră, mare beneficiar al acestei rate foarte mici de absorbție este, de fapt, PDL-ul și firmele care au fost apropiate PDL-ului, pentru că marea majoritate a proiectelor care au fost finanțate, sigur că au fost finanțate, au fost mers către firmele PDL, către primăriile PDL, iar mari perdanți ai acestui rate de mici de absorbție sunt cetățenii români, toți cetățenii, toate firmele private, toate autoritățile locale, care nu aveau uberea portocalită. Ca să încep așa, în mod destul de sumbră, vă dau un exemplu. În 2010, România a plătit 5 miliarde de lei, aceasta a fost contribuția noastră la bugetul Uniunii Europene, și am primit înapoi, prin aceste fonduri, procesoare europene, 4 miliarde de lei. Asta s-a întâmplat în 2010, mult mai grav în situația în 2011, în 2012, ați văzut că în prima lună am accesat 0 lei. Fondurile europene sunt cu siguranță cât esențiale pentru dezvoltarea României și pentru reducerea decalajelor, dar nu sunt singure lucruri necesare și asta o să de comisia, asta o să de multe mai multe de plan de zile. Succesul intervențiilor structurale finanțate de la bugetul Uniunii depinde foarte mult de stabilitatea macroeconomică, care la noi este urmată, dar există și de reformele structurale la nivel național, de stimularea investițiilor, care a fost de mult la fost scăzut în comparație cu 2008, măsurile pentru funcționarea pieței interne, reformele administrative, climatul favorabil al afacerilor, și prezența unei forțe de muncă în alt calificat. Doar dacă ne uităm pe aceste puncte, ne dăm seama și avem deja răspunsul lecției de formație nemai întâlnită până acum în România Mondială. Fără mai reveni la cauzele care au fost deja menționate, cauzele care au dus la absorbția scăzută, voi menționa doar câteva dintre aspectele pe care în mod repetat și noi, Parlamentul European și Comisia Europeană, și noi, discuțiile pe care le avem cu Comisia Europeană, le aducem mai mult discuție. Se referă la suspiciuni serioase de fraudare constantă a procesului de contractare și plătirea fondurilor europene. Este ceea ce spune Bruxelles și ceea ce spune Comisia Europeană de fiecare dată. Incompetența lipsa de viziune și strategie pe care guvernul o are și, în ultimul rând, lipsa unei legislații adecvate în utilizarea trei instrumente care nu ar fi făcut altceva decât să sprijine accesarea și implementarea fondurilor europene. Și aici mă refer la trei inițiative CESFA, CERN și CESICA, care nu ar fi făcut decât să pregătească proiecte mari care ar fi adus o grad de absorbție adecvat, să susțină IMM-urile în accesarea fondurilor europene și să încurajeze investițiile durabile în zonele urbane. Deci, iată câteva dintre cauzele care, în mod repetat, au dus la capacitatea foarte scăzută de absorbție. Din punctul de vedere al USL-ului, dar și a Comisiei Europene, ceea ce s-a menționat de fiecare dată, cu fiecare ocazie, dincolo de riscul diminuării alocării bugetare în exercițiul financiar 2014-2020, în cazul în care nu vom fi în stare să atragem bani în această perioadă de programare, au mai apărut încă nouă riscuri majore, și anume pierderea fondurilor, care nu mai poate cheltui, și domnul Constantin exemplifica pe fiecare program ce înseamnă acest lucru pentru România.
se negociază și sunt foarte multe să fericit, așa cum este agat la nivelul Uniunii Europene, statelor respective li se vor opri finanțările europene. Acum, sigur, este nedrept să penalizez cetățenii României, de exemplu, pentru incompetența guvernanților. Nu ar trebui să fie nicio legătură. Fondurile europene cu incapacitatea guvernului de a gestiona politicile economice, politicile fiscale din țara respectivă. Iată un exemplu de negociere pe care spun că este foarte greu ca acest guvern să o poată purta niște argumente pertinente, pentru că acest guvern este prea puțin credibil, iar Traian Băsescu este prea puțin ascultat de ceilalți șefi la nivel european. Un alt lucru care cred că va afecta România foarte mult și care cred că va afecta orașe, foarte multe orașe din România, se referă la o nouă propunere, conectarea Europei, care vizează un lucru foarte bun de altfel, transformarea sistemului acolo de drumuri căi ferate și canale europene într-o rețea unificată de transport. Un lucru foarte bun și foarte util pentru Europa. Ceea ce ne îngrijorează însă foarte mult este faptul că până în decembrie 2012 acest guvern trebuie să propună Comisiei Europene proiectele și orașele care vor beneficia de această finanțare. Și ceea ce trebuie să știți este faptul că pentru acest program o sumă foarte mare, foarte importantă din bugetul alocat la nivel național va fi transferată direct la Comisie. Comisia va gestiona direct aceste fonduri. Guvernul acesta minunat va propune Comisiei Europene un număr de orașe și câteva proiecte pe care ele consideră vitale și să nu uităm, dacă vom vedea sfârșit că toate orașele incluse de PDL vor fi pe acea listă și să nu uităm că odată în plus cetățenii care nu vor să voteze PDL, care nu vor să voteze corupția și incompetența, vor fi penalizați și vor fi condamnați la subdezvoltare și la sărăcie, evident. Am să fii prin a spune că atât în vedere lipsa credibilității la nivel european, atât a guvernului și a lui Traian Băsescu, întrebarea cât de bine vor reuși aceștia să negocieze pentru români, va avea în continuare același răspuns. Vor negocia la fel de prost și la fel de păcumos, așa cum au condus în ultimii ani România, și nu ne rămâne altceva de făcut decât să continuăm această serie de dezbateri, să continuăm să venim cu măsurile puse de USL și să începem pe cât posibil să reparăm, așa cum spuneam, ce se mai poate repara. Să mă refer la primul pe care l-a avut domnul Bădina, care a reprezentat de la parteneriat. Știți că legea parteneriatului public-privat, care, deși a intrat în vigoare, nu asigură condiții egale între județul public privat, între parteneri. Datorită acestui fapt, România riscă declanșarea procedurii de infringement, PPP, și a legea parteneriatului public-privat. Cu toate acestea, în cel mai mare perioadă de programare, România ar trebui să prezinte Comisiei Europene un acord, un contract care va fi semnat între guvern și Comisie, care să reflecte prioritățile, propunerile de proiecte naționale la legătură și și modul, procedurile, modul de implementare a acestora pentru următoarea perioadă. Ei, partea acestui contract reprezintă o finalitate a consultării partenerilor fie de studii autorități locale, ONG-uri sau mediul privat. Cumva, guvernul va trebui să vă consulte, va trebui să-i consulte pe toți, pentru că această consultare va trebui să fie reflectată în însăși documentul pe care România îl va înainta Comisiei Europene. Dacă din acest document nu va ieși niciun fel, dumneavoastră ați fost consultați, toate părțile care au fost consultate, aici va fi o problemă. Și probabil România va întârzia foarte mult în
semnarea la afară acestui acord. Așadar, pe lângă eforturile pe care le facem noi de a pune presiune pe guvern să facă consultări reale, este bine ca și cu partea dumneavoastră să vină aceeași presiune, pentru că atunci ne vom trezi în situația în care guvernul prezintă ce vrea el și, în final, noi nu avem vorbim în continuare de o lipsă a parteneriatului real și a condițiilor egale pentru toate părțile implicate în proces. Deci, și din punctul acesta de vedere, trebuie să ne unim eforturile și să punem presiune pe guvern, pentru că parteneriatul, principiul acesta, reprezintă o parte foarte importantă din următorul acord pe care România trebuie să se vedeze cu Comisia. Din păcate, trebuie să ne facem mai acolo vis-a-vis de faptul că creșterea numărului de angajați, va duce, toate vreau să se vede tehnologizarea